Dar discutați, adică bănuiesc când intrați, bine, era o obișnuință să vedeți 30.000 de oameni în tribună, dar când veneați înainte și intrați pe teren, că se făcea vizionare, așa, cred că discutați, nu, mamă, sunt 30.000 de oameni. Sigur. Că oamenii veneau cu două ore înainte de... Știi cum, când intrai pe teren și când auzeai Steaua, deja erai... Și acolo sus Steaua, nu uita, astăzi vrem victoria deasupra tunelului. Da. Era scris... Da, la ieșirea acolo. La tunel. Bun, a plecat echipa mare, să zicem. Da, și după a plecat în 90-91, da, dar ați continuat tot cu performanțe, da, că v-ați dus așa. Da. A plecat o echipă întreagă, de la portar, de la Silvică. Majoritatea au plecat, da. La... Silvica mai rămas, mai târziu a plecat. Mai rămas încă un an, mi se pare, nu? Da, sau... da, nu mai țin minte. Da. A rămas. A dus pe la Elce, pe la undeva. Bumbescu, da. Iovan au mai rămas. Bine, a cochetat Iovan, a plecat prin Anglia, după aia a revenit și... Brighton a venit, după aceea s-a dus la Rapid. Da, da. Da. Venit Petrică Grigoraș. Grigoraș, da. Mai rămăsese frații Minea. Vlădoiu a venit, Vlădoiu. Făcusem echipă foarte mă. Panduru, Gâlcă. Tine, Lilie Dumitrescu, tot așa, bine, mai împrumutat. Da. Toni Doboș. Asta ați făcut un pic, adică nu Prodan, un pic. Prodan. Care era. Da. Nu că ați făcut un pic, ați făcut mult legătura dintre generația asta de aur. Păi da. După aia am câștigat campionatele. Și ați devenit golgheter. Cum ați devenit golgheter? În 17, în 15 meciuri am dat 17 goluri. Wow, deci aveați peste... Din luna august, când am început, țin minte, meciul de baraj cu Servet Geneva, da, până la decembrie, când s-a terminat turul de campionat, am dat 17 goluri. Eu aveam 17 goluri, Ilie Dumitrescu avea 12 goluri. Dar pentru faptul că în pauza de ian, cumnatul meu, un viros, s-a accentat, că el juca mijlocaș dreapta, am fost nevoit să trec mijlocaș dreapta. Pentru că, în opinia lui Neapuiu, eram cel mai bun jucător care putea să joace tactic cu mine. Și a zis, băi, Iliuță, trebuie să duc în dreapta acolo, pentru că n-am altă soluție. Și atunci am zis, da, mă, merg în dreapta, dar nu mai ajung, nu sunt, mai sunt pe zonă centrală să dau la poartă, să apar tot timpul fața pozei. Și după aia am dat într-un... Dar am zis, pentru ca să câștigăm campionatul, pentru targetul nostru nu era... Atunci așa eram, nu știu, parcă nu era pentru mine să fiu, să ies golgheter. Da, trebuia să câștigăm pentru club, să câștigăm campionatul, da. Pentru, da. Și m-am dus în mijlocaș dreapta și după aia, într-un retur de campionat, am mai dat 3 goluri. Nu, poziția. 17-4, 21 antrenat eu și Dumitrescu 23. Și atunci Dumitrescu a ieșit pe primul loc și eu pe locul 2. Dar n-ați prins campionatul mondial. N-am prins campionatul mondial, 94, da. Mi-a părut rău, dar asta este ce să... Da. Corect și asta. Da. Bine, era foarte greu ca să prind și echipa națională. Deci eu din golgheterul României, da, dădeam foarte multe goluri, eram chemat la echipa națională, în lotul lărgit și când se făceau primul lot, spuneam și stăteam afară, pentru că veneau cei de, erau Gigopescu, Rotariu, Sabău, Haci, toți, veneau de afară și Lupescu, care jucam pe aceeași. Da, hai să vedem echipele Leverkus, și de unde vin oamenii ăștia. Dar eram mulțumit că sunt acolo, sunt. Numai atunci nu mai să îmbraci și tricou echipa națională, era o mândrie fantastică. Dar să și joci sau eu știu, sau atunci când îți cânta imnul, era plângeai la imn, ce naiba. Era o chestie incredibilă, uite, nu se face și acum așa. Iar altă expresie, aveți numai expresii care respect, păi, onoare, păi, sigur, imn, da, dorință, sigur, s-au dus. Ceea ce nu mai există asta, că întreb pe toată lumea. Democrația. Care e înțeles greșit pentru mulți. Bun, dar dumneavoastră, cum să zic, fierbeți când vedeți că ați prins perioada aia, nu? Că ați avut succes cu sistemele de atunci. Da. Și acum a venit astea unde nu mai poți să-i ții pe băieți 4 zile în cantonament, că se supără. Da, și este. E mai greu să le faci un program ăsta așa și care să respecte. E mai greu, tot timpul trebuie să le spui de ce trebuie să facă, pentru ce trebuie să facă, ce este bine pentru ei. Și cum e că ei... Acum, în ziua de astăzi, fotbalistul este plătit ca fotbalist. Nu mai este cum eram noi. Da. Noi eram la armată, luam salariu de la armată, dar și jucam de plăcere, practic. Și mă mai dădea un aru odată. La performanță. La performanță. Dar acum ești fotbalist. Ești plătit, pe cartea de muncă scrie că fotbalist, jucător de fotbal. Și cu cât o faci mai bine, cu atât vă doreați în perioada aia. Eu tot timpul le spun și acestor tineri jucători, pentru că sunt foarte mulți jucători tineri, talentați. Dar pentru faptul că sunt irresponsabil, pentru faptul că nu reușesc să treacă peste momentele astea așa de sacrificiu, să fie mai mult, să aibă mai multă de asta, spirit de sacrificiu.
Da. Și le spun tot timpul, uitați-vă și voi cât de ușor să ajungi la echipă mare din România. Față, da? De, față, de atunci. Față de atunci, da. Sau cât de ușor să ajungi la echipa națională. Sau în echipa națională. Sau afară. Deci, păi, prin un sezon bun ai plecat. Ai ajuns la Steaua sau niște echipele mari. Cluj acum cu ei sau cum sunt cei joci în cupele europene, da. 3 meciuri, 5. Da, da, nu prea Cluj a jucat, dar ceilalte echipe nu mai n-au jucat. Te vede cineva? Te vede cineva imediat. Ai jucat 2-3 echipe la jocul echipa națională, hop, ai plecat în străinătate și pe salarii. Pe bani buni și clubul primește, primești și tu. Și tu, da, da. Deci, vă doreați să plecați atunci? În afară? Nu știu, că a venit Circle Brugiu, nu? Imediat după, adică când? 96 am, am plecat și eu pentru că plecase tot și trebuia să da. În 95 am plecat. 95. Da. Dar până atunci am avut foarte multe oferte. Foarte mulți impresari care mă căutau foarte mult. Dar nu știu, poate că am fost eu așa mai sufletist, mai... Mai de-al casei, cum se zice. Da, da, da. Dar poate ați fi putut neapărat. Sigur, de bani. Și multe, de bani până la urmă. Au, au fost multe echipe care au FC Porto, Nagoya în Japonia. Nagoya Grand Busait. Da, da, da. Everton. V-ați fi dus în Japonia atunci? Da, da, da. Păi da. Eram în Belgia. Eram în Belgia și de acolo, da, e cum sunt impresari. Că da, fiind jucător liber atunci, eu m-am înțeles cu ei, din partea mea financiară, dar problema fi, dacă nu dădea banii clubului și cereau impresari. Și foarte mulți impresari erau, da, și... Altceva la Bruj, alt fotbal, altă pregătire, diferență mare. Altă, da, foarte, deși dumneavoastră altă veneați de la o echipă de top în România. Mentalitate, adică. Să știi că mi-a fost foarte greu să mă acomodez acolo. Pentru că aici, la noi, în România, să termina antrenamentul, pac, ieșeam, mergeam 4-5 jucători, mâncam împreună, mai beam un par cu vin, mai stăteam, mai... Păi nu eram... Păi dacă într-o echipă sunt 6-7 jucători care, după fiecare meci, după fiecare antrenament, stai împreună, numai faptul că te antrenezi și stai. Dacă stai, că te cunoști cât, și în afara cât, terenului. Cât contează după aia la joc. Că spun tot timpul. Și acum ca antrenor, dacă într-o echipă joacă 7-8 jucători, nu se văd ceilalți doi. Dar când joacă numai doi, este foarte greu. E foarte greu. Da, și atunci când ai un club de 7, cum eram noi, 6-7 jucători la stai, mai trebuia vorba noastră, 4 inși, pe jur și un portar. Da, da, și aia aveai doi. Da. Și la Bruj când v-ați dus? Și la Bruj... Nu exista așa ceva, nu? Adică e... Deci am avut primele 7 etape. Brujul până atunci se bătea la trădare. Erau pe locul 15-16 acolo în campionatul lor. Rămâneau. Ei, nu acum că... Și am avut în primele 7 etape, în 2 sau 3 din cele 7 etape, am fost jucătorul etape. Da. Și după 7 etape m-am accidentat. Am făcut o întorsă urâtă, am stat 2 luni de zile. Da? Mi-a revenit. Da? Și după aia m-a trimis la echipa a doua. Și atunci n-am mai restat și... Am plecat. Și deci a fost cu Nagoya, venise Bursa Sport, i-am refuzat pentru că așteptam de la Nagoya și a picat și Nagoya. Și Nagoya și Bursa Sport. Și atunci a trebuit să revin la Steaua, 97. Și am revin la Steaua. Ați găsit altceva? Adică se schimbaseră vremurile mult, nu? Că nu cu mult, dar da, da. Era chiar atunci s-a găsit și campionatul, dacă mă știu, campionatul și cupa, 97. Nu, cum ați zis, 97, da. După aia am mai continuat 3 ani de zile și șansa mea a fost că m-a sunat Nepu Iordănescu și m-a întrebat, ce vrei să faci? Vrei să mai continui ca să mai joci? Nu vă retrăseserăți. Nu, aveam 33 de ani. Vrei să mai joci sau vrei să te faci antrenor? Foarte păi zic, tare. Nu, și eu spuneam, păi, vă dai seama că e șansa mea să încep antrenoratul și mai ales cu dumneavoastră, care era... Da. Și după aia am plecat. Nu prea se poate refuza. Am plecat cu dânsul la Dubai. Deci v-ați retras un pic forțat, ca să zic așa. A fost o direcție. A fost chiar. Nu se putea refuza. Dar nu, era șansa la mea să lucrez cu un antrenor, că Iordănescu, unde era cel mai titrat antrenor din României, îți dai seama ce. Da, da. Cât am avut de învățat după aia. Și după aia, în 2000, am plecat cu Iordănescu, antrenorul principal la Al Ain în... Ați adunat 20 de ani. Și secund aveam, iar am învățat foarte mult, Grigore Schitiu. Secund. Dar și eu eram cu ei tot timpul. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!